piesă care se deschide ca un evantai, arată ca un evantai și totuși nu este un evantai, ci o casă evantai care poate fi mutată dintr-un loc într-altul, iar prețul standard pentru astfel de locuință este sub 15.000 de euro. Casa extensibilă a fost proiectată de niște profesori români și a fost premiată la Salonul de Eventică din China cu medalia de aur. Casa Evantai a fost realizată de câțiva profesori de la Facultatea de Construcții și Arhitectură din Iași ca să fie folosită în cazul calamităților naturale. Poate fi o locuință socială în condițiile în care avem aceste mari probleme pe care le avem la ora actuală cu inundațiile, practic, sau, Doamne ferește, gaze cu tremur. Planul de proiectare a fost ales din peste 900 de soluții probabile. Soluția de expandare în Evantai ne conferă posibilitatea de a crește volumul unui paralelepiped inițial de aproape 4 ori. Mai exact, dintr-un container clasic care are o lungime de 6 metri și o lățime de 2,5 metri, se poate obține o locuință de cel puțin 54 de metri pătrați, iar timpul în care poate fi montată este unul record, doar o oră. Zonele de depozitare a mobilierului fix reprezintă zonele de capăt la modulul principal, unde avem o baie cu duș, chiuvetă, toaletă ecologică, în partea opusă o bucătărie laborator, iar în triunghiurile, volumele triunghiulare din extremități vor fi dormitoarele. Invenția profesorilor ieșeni s-a născut în urma unei provocări lansate de niște artiști plastici din Canada. În discuțiile care le-am avut cu dânsii, aceștia doreau să fie o locuință permanentă, o locuință provizorie, care să fie montată, demontată, transportabilă ușor. Construcția este dotată cu tot ce-i trebuie ca să funcționeze ca și locuință independentă energetic. Prețul unei case evantai începe de la 13.800 de euro și poate să ajungă și la 35.000 de euro atunci când proprietarul vrea mai multe dotări. Din câte